lor. Pentru a croi rochița noastră, am să-ți arăt mai ales pentru începătoare, deci am croit spatele trebuie să vină dublu, deci și căptușala, croită la aceeași mărime ca și partea din față. Deci aceasta este căptușala care este de două ori, adică la material dublu. Aici este fața la care deja eu am lăsat rezerva de cusătură. Am semnat ca să-mi fie mai ușor de lucrat căptușala de aceeași mărime. Deci fața, am să decupez căptușala imediat. Partea din mijlocul feței, știi că la materialul din mijloc avem dublu, deci avem de două ori, dar aici se pune într-una. Deci, pentru că numai la față o să montăm gulerul, deci punem partea aceasta lângă ea și croim așa, deci căptușala o croim împreună. Și bineînțeles, o singură dată. Deci, va fi croită doar o singură dată. Tot pentru căptușală, croim un pic de inserție. De ce? Pentru că ca să aibă ținută rochița noastră, fiind vorba de o rochiță de saten de seară, deci în cazul acesta nu, dar vă arăt ca să știți, atunci croim și pentru partea de mijloc, pentru partea laterală a feței, deci croim această inserție, tot așa și la guler. Gulerul eu deja l-am tăiat. După ce am tăiat gulerul, care la deschiderea, la deschizătura materialului am croit-o într-una, o să vedem cum o să iasă. După ce am lipit această inserție, până am avut altă culoare, după aia frumos am pus pe ea hârtia încă o dată și frumos, ai văzut că am semnat ca să merg la ambele părți, să mă duc drept. Deci am pus această inserție ca să fie așa. Deci și gulerul este croit dublu. Pe o parte am pus lipici și pe o parte nu. Deci o să vedem cum o să iasă, o să o facem împreună. Deci acum o să decupăm căptușala și după aia punem inserție pe căptușală și mergem la mașina de cusut. Deci căptușala aici de două ori, cum ți-am zis, deja am lăsat rezervă pe ea, croind după față. Deci, n-am să te rețin până am să decupez, dar partea din față numai o singură dată. Deci așa cum ai materialul dublu, numai o dată îți trebuie partea din față. Deci mijlocul feței avem nevoie numai o singură dată. Nu dublu. Și când croim căptușala și atunci punem semnul acesta că o să ne fie mai ușor de montat. Totdeauna pui pe ea automat partea aceasta de inserție, știind că mergi la călcător, deci ca să ai deja pregătit. Sau dacă am și eu o mașină de lipit, dar nu o încălzesc pentru atâta, deci punem această inserție pe ele, frumos, ca să aibă ținută. Vreau să văd tiparul de spate, ca să fie lăsată rezerva aia de pentru fermoar. Deci, să nu uităm, mai bine să verificăm
ca să fie lăsată rezervă pentru fermoar. Deci așa. Deci trebuie lăsată rezerva aceea pentru fermoar. Mergem la mașina de cusut. Primul pas o să fie să pregătim gulerul. Deci gulerul care este semnat frumos și acum o să o coasem numai pe partea din afară, în partea dinăuntru. Semnul care noi am făcut-o ca să fie la fel amândouă. Aici avem umărul semnat. Dacă o facem dintr-una, dacă o facem din două bucăți, atunci e... partea aceasta unde vine la spate. Tot așa procedăm și cu partea asta înaltă. Coasem de pe partea, ai văzut că o parte, pe o parte am pus inserție și pe una nu. Bineînțeles că la urmă o să fie tăiată din rezervă, ca rezerva să fie la fel. O să tăiem din rezervele de cusături ca să ne fie la fel. Deci totdeauna dacă rezervele de cusătură sunt la fel, iese mai frumos și nu este așa urât. Mergem așa până la capăt, tăiem frumos, aici la colț pișcăm așa, adică tot așa o tăiem. Și vârful aici ca să o putem întoarce mai ușor. Acum, rezerva aceasta care este aici, ai văzut la partea, deci unde am semnat, este bine ca să o tăiem înainte. Deci totuși ca să nu avem așa o diferență așa de mare. Sau la final punem una peste aia la altă și atunci vedem cum este mai bine. Deci punem tiparul încă o dată. Dar totuși eu acum am să o tau, lăsând o rezervă așa. Rezerva aceasta ne trebuie pentru aplicare, deci pentru cusut. Când întoarcem gulerul, aici desfacem aici la colț.
Dar acum, înainte de a merge, pentru că este bine să fie și descălcată, eu am să-i dau un tighel de fixare, întorcând pe partea unde am pus inserția. Înțeleg? Mă duc pe un vârf de ac și fixez, aia este partea, de fapt, este dotul gulerului. Frumos o așezat așa. Se simte cu degetul când este aplatizat. Intrăm până unde putem, că nu se poate până la capăt. Totdeauna o aranjăm cu un ac, nu împingem foarte tare, că atunci se rupe. Sau cu... Deci, dându-i această cusătură de fixare, atunci gulerul meu deja stă așa, înțelegi? Nu se mai întoarce. Acum tot așa o fac și aia la altă și după aia am să-i dau aici un tighel de fixare. După ce am călcat-o frumos, punem așa cele două ca să fie la fel, le semnăm, le călcăm și dăm un tighel așa îngust de fixare. Chiar aici la margine o să ne fie mai ușor la montat. Acum frumos gulerul o punem la o parte, punem față la față și luăm partea de mijlocul feței, deci aici o să vină partea arată, trebuie să unim partea mică, până nu unim partea aceasta, nu putem ca să montăm gulerul. Încercăm ca pișcătura să se potrivească cu pișcătura. Dar o singură parte pot ca să unesc și trebuie să o fac ce poate. Chiar aici să fie călcată partea aceasta și acum
o să prindem gulerul în partea aceasta din față, dar o să prind de aici și după aia am să mă decid cum o să fac mai departe. Deci, avem grijă aici să fie fața de guler. Umărul, deci avem aici o piscătură unde o să ne vină umărul. Deci, voi face prima dată spatele. Hai că o să mă gândesc cum o să fac. Voi face pensele de la umăr și o să unesc umărul. Thank you.